Luni la orele 12 și un sfert dintr-o locuință de pe strada Pandurilor din municipiu au fost ustrase mai multe bunuri. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă a Poliției Municipale care a constatat faptul că persoane necunoscute au intrat în locuință pe ușa de acces lăsată deschisă. De aici s-au sustras obiecte de îmbrăcăminte pentru copii și o medalie din aliaș feroz de culoare aurie. În urma activităților efectuate de către polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică pentru Mediul Urban de la Poliția Reghin s-a reușit identificarea suspectului, o tânără de 22 de ani din comuna Panticeu, județul Cluj. Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de circa 1500 de lei recuperat în întregime. În cauză se efectuează cercetări de către Biroul de Investigații Criminale de la Poliția Municipiului Reghin cu tânăra în stare de libertate sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt și violare de domiciliu.